Out of the Box Controverse în Dialog Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint Salutare tuturor, bine ați revenit la Out of the Box și La mulți ani! Eu sunt Cătălin Striblea, alături de mine invitatul meu permanent, Laurent Balint, om de publicitate, salutare boții! Salut Cătălin și La mulți ani! Ce facem noi aici la Out of the Box și în al doilea sezon este să testăm idei din societatea românească, să punem la încercare mituri, să ne punem în papucii altora, cum ar spune englezii, să vedem cum gândesc unii și alții despre o idee și ce o face mai valoroasă dincolo de controversă. Și sigur, punem la încercare toate lucrurile pe care le considerăm definitive în România. La mulți ani, am spus, la mulți ani? Am spus. Am spus, la mulți ani, boții. Mi-a rămas în gând chestiunea asta și am și primit niște mesaje după ultimul nostru episod, înainte de Crăciun, care vorbea despre calendarul românilor și că el nu mai există. Unii oameni au zis, doamne, dar ce să faci în loc? Adică ce ai putea să faci în România? România nu e o țară în care se întâmplă atât de multe lucruri și nu e o țară care să ofere atât de multe evenimente locuitorilor săi. Și am zis, asta nu e drept, sau tu ai zis, nu e nici drept, nici absolut, adevărat. Absolut. În România se întâmplă lucruri, chiar dacă suntem într-o perioadă de tranziție versus ce era acum 20 de ani, apar alte lucruri și apar lucruri frumoase sau descoperim lucruri care erau în zona noastră și nu le accesăm, nu, nu le descoperisem. A, așa că astăzi vă invităm să vă faceți un calendar propriu din câteva lucruri, evenimente pe care puteți să le urmăriți în România și în apropierea granițelor, pentru că e o țară liberă și deschisă, care să completeze acele goluri pe care nu pe care le avem sau care au apărut după dispariția unor festivaluri, unor echipe valoroase de fotbal sau știu eu ce turnee de care eram atașați emoțional an de zile. Așa că o să vă dăm nu o să vă vină a crede, ceea ce puteți numi sugestii turistice, dar ele sunt turistico-culturale și cu, uh, cum să zic, cu punere pe gânduri. Hai să... Și o invitație de a face niște lucruri pe care poate înainte nu le-ați mai făcut. Și atenție, veți descoperi o Românie, și eu am rămas cu gura căscată, vă spun sincer, în momentul în care boții mi-a zis tu știi de lucrurile astea și mi-a spus o listă și am zis, -am, nu. De un la pentru prima dată, începem cu evenimentele sportive de la noi din țară, chiar din ianuarie. Exact. Evenimente de natură globală. Da, avem pe 21-23 ianuarie, la Vatra Dornei, campionatele mondiale de sanie pe pistă naturală adică campionatele mondiale de sanie cum vezi la televizor sunt da? pe pista naturală sunt găzduite de România și noi deja avem o tradiție de câțiva ani pe la Vatra Dornei în care au fost etape de cupă mondială a fost și o altă ediție de campionat mondial în urmă cu 5 sau 6 ani 6 ani între deci, cu cei mai valoroși sportivi cu cei mai valoroși sportivi pe la concursul de sanie pe pistă naturală este pistă naturală deci este o pârție în care timp de trei zile se întrec cei mai buni sportivi și în rest oamenii se pot da cu Sania, la Dornei. Dar foarte lumea este șocată când aude, Până, toată lumea crede că noi la Sanie, Bob sau cea nu mai avem absolut nimic. Bun, nu mai avem, ne lipsesc foarte multe lucruri, dar totuși avem această infrastructură și oameni care s-au implicat și care organizează aceste campionate mondiale de Sanie. Repet, 21-23 ianuarie ceea ce înseamnă peste o săptămână, la Vatra Dornei. Hai să vedem mai departe. Bun, trecem în luna februarie, nu da. să le luăm pe fiecare luni. Da. și nu să le povestim pe toate, aș vrea să zicem de start, nu o da. să facem exhaustiv, doar vreau să arăt niște lucruri. Avem Cupă Mondială masculin și feminin la Râșnov, la sărituri cu schiurile, ceea ce înseamnă iarăși că o să vină cei mai buni săritori și săritoare cu schiurile din lume la Râșnov pentru trei zile etapa de cupa mondială. de cupă mondială. Cu cei mai buni sportivi cu, cu cei mai buni sportivi uh, care sunt interesați de acest, da. cei la care comentatorii Eurosport se referă spunând Icarii moderni. Categoric, da. Da, adică oamenii ăștia vin în România și sar cu schiurile aici, păi da. unde s-ar ei? e prima întrebare pe care ți-a spun. pentru că avem uh, construită în urmă, cred că cu 15 ani uh, cu sprijin austriac. cu Așa. <laughs> uh, Infrastructură modernă de sărituri cu schiurile. Sunt trambolin pentru, tramboline pentru sărituri cu schiurile. Nu era România țara în care nu se face nimic? În care nu se face cât se poate face. Eu, eu așa mă uit tot timpul la lucruri. Sunt oportunități pe care le ratăm, am putea să facem mult mai mult, dar totuși, și mai ales în materie de infrastructură sportivă, am început să ne mișcăm săli noi polivalente, la Pitești, sală inaugurată în urmă cu câteva luni, la Oradea, sală, tot așa. La Bistrița. La Bistrița. A, deci sunt lucruri care se întâmplă. Iar strict legat de săriturile cu schiurile. Am văzut poate la televizor transmisiuni direct sau înregistrate sau știri, dar câți oameni au văzut efectiv zborul? N-am văzut, este... văzut niciodată, recunosc. Chiar n-am văzut niciodată. Deci este fantastic, e o experiență merită trăită odată. S-a putea să îți placă atât de mult în toată atmosfera din jur încât să o pui în calendarul tău și știi că în februarie, pentru că deja sunt câțiva ani de când avem etape de Cupă Mondială, nu este anul acesta prima oară când da? organizăm, da. Ce da. chestie, da. Aici poate este ai o chestie, și, poate și pentru organizatori și pentru tot, în a promova mai eficient. Hai să vedem. Ce alte... mai e acolo? Mai am hipodromul de la Ploiești. Am fost toamnă, la hipodromul de la Ploiești, iarăși modernizat, frumos, atmosferă plăcută, oameni faini veniți, cu curse parcare, cai, mare. Da. Curse de cai. 5 lei biletul. Pentru că s-ar putea oamenii să aibă așa o reținere. Hipodrom, cai, ai văzut în filme, Regina Angliei, toți și să zici, este elitist. 5 lei biletul și poți să ai o zi la hipodrom în care să vezi curse de cai foarte interesante și înconjurat de oameni faini. Familii, copii, cu tot. E o atmosferă foarte plăcută. La Ploiești se poate ajunge ușor de la Bașov, se poate ajunge ușor de la București, se poate ajunge ușor din multe alte localități, nu doar de la Ploiești. Și deci astea sunt câteva exemple pe care am zis să le povestim din zona sportului. Sunt mult mai multe de-a lungul anului, dar avem campionatul european de tineret pe care îl organizăm în luna iunie-iulie de fotbal. De ăsta se vorbește. Se vorbește, se vorbește că e un sport pe care îl vede toată lumea da. Uh -huh. Dar este o oportunitate de a vedea viitorii campioni ai lumii la vârstă fragedă. Da. Ce mai avem? Ce mai punem? În alte domenii? În alte domenii, păi foarte multă lume merge la mare. Și la mare avem în fiecare sezon. Ce să faci, domnule? Litoralul românesc este urât, da? Este scump și te jupesc aia la preț. Dar... <laughs> Uite, mă, eu am descoperit în urmă câțiva ani, lucrând pentru Farul Constanța, un proiect, Farul Carol I. Adică știam de Farul Genovez, care este lângă Cazino, știam de Farul Modern, cel mare din centrul civic uh, și am descoperit farul Carol I, care este în portul Constanța, uh, primul far uh, al portului și care este foarte frumos, foarte spectaculos și este o plimbare. De, poate fi vizitat, da? Uh, poate fi vizitat cu puțină creativitate. Uh, Uh, dar el este acolo și poate fi uh, văzut. Deci este farul care Putem ieși din Constanța și în jur. Avem biserica îngropată de la Istria. Asta am văzut-o, e un loc spectaculos și frumos. Da, și este foarte interesant și cu poveste și iarăși uh, într-o perioadă în care nu aveai voie să construiești clădiri mai înalte decât uh, moscheile. Oamenii au avut creativitatea de a, de a construi în pământ și atunci este biserica îngropată astfel încât să aibă o înălțime civilizată și să respecte și regulamentele în vigoare la momentul respectiv. Cetatea Histria, normal, Dobrogea este plină de cetăți, absolut fabulos, deci o plimbare prin Dobrogea este fabuloasă, Enisala deja e cunoscută, dar aș sugera cetatea Argamum de la lacul Razim. Tu mi-ai zis prima dată despre ea, nu știu, Argamum Argamum. de la lacul Razim, la... cum se ajunge acolo? Jurilovca, foarte multe lume merge acolo, ia barca da. și se duce în Delta sau la Malul Mării, Gura Partiției. Sunt 6 km de la Jurilovca și este o plimbare plăcută de 15-20 de minute de la locul unde se parchează mașina. Iar cetatea este pe coastă, a fost odată pe coastă Mării, dar acum este lacul Razim. Și este o plimbare și o experiență foarte faină. E ceva acolo amenajat? Au rămas ziduri, sunt este, cred că, în proces de reamenajare, dar deci nu plătești bilet și nu există pază, ca să zic așa. Dar și există, nici panouri care să spună... Și nici care să spună povestea sau ceva, dar există internet. Bon, okay. Tot în zona Dobrogei, Adam Clisi, lumea știe monumentul Trofeum Traianii, dar este și cetatea Adam Clisi, pe care trebuie să recunosc că am descoperit-o din întâmplare, treceam cu mașina și am zis, ce e acolo? Hai să o oprim. Și am intrat în cetate, iarăși foarte frumoasă cetatea, foarte frumoasă atmosfera. La un moment dat auzeam poc, 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 poc. Era în începutul lui mai, deci sfârșit de aprilie, în începutul lui mai. Și nu știam ce se aude. Și ne-am dus și ne-am uitat și erau două testoase care se împerecheau și era plin de testoase, deci era toată cetatea. N-am văzut atâtea testoase în natură nicăieri în lume. Deci puteți vedea și testoasele doblogene la Adam Clisi, de fapt în Dobrogea în general. Tot în Dobrogea munții, Dobrogei foarte măcinului, foarte ușor, o plimbare plăcută, superbă, pădure, munte, aer fain, oameni fine, oameni foarte fine. Aici am eu o poveste, am fost în urmă cu doi ani, de Paștele Ortodox, noi fiind catolici, am fost de Paștele Ortodox în munții Dobrogei și din greșeală am coborât în partea cealaltă, adică unul dintre noi a zis, eu știu o altă cale de a coborâ la mașină, hai să o luăm pe calea asta. Și când tot coboram, băi, sigur, 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 da, 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 am coborât la 40 de km de unde am lăsat mașina, când adică, am început să avem semnal la telefon. Adică a traversat muntele. A, adică a muntele. Am traversat muntele, l-am coborât în partea cealaltă, era ziua de Paște, toată lumea cu sărbătoare, cu ciocnit, un pahar, cu tot și grija noastră era cum o să ajungem cei 40 de kilometri, nu mai puteam să ne întoarcem, era cald, era. Uh, drum lung, cum o să ne întoarcem, dar în prima casă de oameni la care am intrat, uh, foarte săritori, erau în jurul mesei de Paște, ne-au primit, ne-au dat cozonac, au vrut să ne așeze la masă, am refuzat politicos, ne-au pus într-un umbrar, ne-au adus apă rece, tot, uh, ne-au căutat, au început să dea telefoane, să găsească pe cineva care nu băuse un pahar de vin sau de ceva care să ne ducă cu mașina și o oră mai târziu eram la mașina noastră, dar iarăși, săritori, oameni fain și foarte mișto adică ieșind da. și mergând printre oameni parcă îți mai dă așa un elan de viață Hai să mai punem ceva pe lista asta Laura Balint păi, Tot în primăvara aceasta că se apropie o să fie momentul cu ghiocei în urmă cu câțiva ani am descoperit platou Vârtoapelor ne-am mutat un pic înspre Transilvania Munții Șureanu, în zona Orăștie sunt hectare întregi de ghiocei în pădure absolut superb, după urcare de 45 de minute de mers de la mașină 300 de metri diferență de nivel, deci este un pic de urcare, este un pic de efort și ajungi și vezi sectare întregi de ghiocei înfloriți și tot. Foarte frumos, foarte faină atmosfera, cu o recomandare din suflet, nu plecați cu ghiocei, bucurați-vă de ei, am văzut oameni plecând cu buchete de ghiocei, mi se pare o crimă. Dacă vrem să mai avem toate aceste frumuseți, e bine să avem grijă de ele, așa este și Poiana Narciselor de lângă Brașov unde iarăși ai hectare întregi de narcise și unde, de, spre exemplu, în urmă cu 2 ani, Filarmonica Brașova a organizat un concert cu un mesaj foarte simplu, luați cu voi muzica și lăsați florile în natură. Un îndemn pentru a avea grijă de natura pe care o avem în jur. Zimbrării, Zimbrării, Zimbru s-a întors pe meleagurile noastre și are o evoluție spectaculoasă, Lângă București avem în Dâmbovița apropiere de Târgoviște, Zimbrăria Neagră, în Neamț Zimbrărie, iarăși bilete de intrare cu 5 lei, 6 lei. Am încercat să avem exemple foarte multe care să fie accesibile și să nu presupună un efort financiar foarte mare, cam tot ce am postit până acum. Sunt lucruri foarte ieftine sau chiar, sau da, chiar deci gratuite. Nu, da. Spuneai la începutul discuției noastre că pentru cine stă aici în apropierea graniței de sud poate să meargă puțin <coughs> și în afară. Da. da, 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 din București, din Alexandria, din Craiova, Bulgaria, vecinii noștri, este o țară absolut minunată. Iarăși, nu avem timp să povestim toate lucrurile pe care le poți vedea acolo, dar sunt niște peșteri la 4 ore de mers cu mașina din București, 3 ore din Craiova. La Devetasca, sper că am pronunțat corect, Devetasca, absolut spectaculos, merită alocat o zi pentru o vizită acolo. Velico Târnovo, o cetate spectaculoasă, cu un spectacol de lumini și muzică fiecare noapte pe perioada verii, sensațional și vizibil din tot orașul. Plovdivu, Șase ore de mers din București, unde ai teatru roman și un centru istoric foarte, foarte fain. Multe restaurante de calitate în Bulgaria, accesibil în măsura în care uh, este un restaurant accesibil în ziua de azi. Noi astăzi v-am prezentat o listă. Cât aș -a mai idei. Vrea, Nu mă scuză, mă, yeah. dar aș mai vrea doar să punctez că sunt și muzee care au apărut. Ah, Muzeele da. uh, susținute de statul român, dar și private. Aici am Muzeul Sportului Montan din Brașov care este, așa ceva, da? este pe care de fie lansat publicului și care are fonduri de la guvernul norvegian și care va avea și o componentă de cercetare pe Sportul Montan și este un muzeu nou și sunt multe muzee noi, dar sunt și inițiative private. Și avem în București Muzeul Fotbalului, avem... da, unde noi am făcut deja emisiuni, Corect. Avem uh, Muzeul Mare, Muzeul de Artă Recentă. Mie îmi place cât de cât ori mă duc la muzeu și vorbesc cu oamenii la telefon zic că sunt la Mare. <laughs> uh, nu sunt la Marea Neagră, sunt la Muzeul de Artă Recentă. Avem în Brașov Muzeul Amintirilor din Comunism și sunt convins că sunt o mulțime de altele în uh, toată țara. De ce am făcut lista asta? Ca să vă arătăm că lumea, inclusiv lumea noastră, e plină de oportunități. Și de lucruri pe care le puteți vedea, și că acele calendare de care eram agățați într-o anumită vreme pot fi schimbate. Totul e să ai un pic de inițiativă și să ieși din aletale. Multe lucruri din astea presupun un disconfort. Dar România chiar e o țară cu numeroase posibilități și din acest punct de vedere. Și mie mi-a rămas în gând uh, chestiunea asta cu Mersul la Mare, unde noi avem un lucru în a vorbi rău despre litoralul românesc. Dar dacă veți descoperi ce a povestit boții acolo, s-ar putea să fiți uh, încântați. Mă gândesc. Ok, ne oprim aici pentru ziua de astăzi. Săptămâna viitoare. Drămăm statui? Sau, uh, sau nu? Pare că e un subiect care ne soțește <laughs> da. <laughs> Sau nu? Haideți că ne auzim numica viitoare. Loram Balin, mulțumesc, are mult spor, la treabă! Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.